Dragii mei, o nouă rețetă, o ciorbă de zarzavat. O să vă spun cum o facem, pentru că este foarte ușoară, așa v-am obișnuit, cu rețete ușoare. Avem următoarele ingrediente. Un ardei, două cepe tocate, nu foarte mărunt, așa normal, pe care o să le pun la călit, în puțin ulei. Un pic de varză tocată, un morcov, un pătrunjel și o tijă de țelină verde. Aici avem puțină bulie și țelină, rădăcină de țelină tocată. O sfeclă mică tocată, pentru că îi dă și culoare și un gust dulce acrișor. Doi cartofi pe care i-am pus în apă ca să nu se oxideze, să nu-și schimbe culoarea. Gospodinele știu asta. Și conopidă tocată, nu foarte mare. Așa cum am spus, am să pun la început în tigaie să călesc un pic cele două cepe și un ardei tocat. Apoi o să pun și celelalte ingrediente, iar cu 10 minute înainte de a se termina ciorba, pentru că ea va sta la fier pentru 30 de minute, 40. Când va avea 30 de minute ciorba, după ce a fiert 30 de minute, am să pun pentru 8-10 minute și conopida. Asta la sfârșit. Și voi pune frunze. Eu am frunze de pătrunjel și de leuștean, pentru că îmi place foarte mult gustul. Am să o acresc cu zeamă de murături. Am să pun condimente, sare, piper după gust și o să vă arăt cum arată în bufie și o să vă spun poftă bună! Cine e la noi vine odată, lai la 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 la. Dragii mei, v-am obișnuit să vă spun câte o glumiță, câte un banc. Acum e în momentul și după aceea un cântece. Doi prieteni, doi foști colegi de facultate se întâlnesc. Și unul întreabă pe celălalt. Dragul meu, am auzit că te-ai însurat. Da, da, m-am însurat. Păi de ce? Ce te-a apucat? Păi m-am săturat să mănânc la cantină. Nu-mi plăcea. Și acum îți place? Da, acum îmi place. Și un cântecel de iarnă pe care l-am creat cu gândul la copilărie, la acele vremuri când eu mergeam încolindat în pizzerăi. Busuioare, chitată, mi doare de viața de fată. Busuioare, chitată, mi doare de viața de fată. Când mergeam în pizzerai cu orătașe frații mei. Când mergeam în pizzerai cu orătașe frații mei. Doamne, fain era odată, răsună.